Un nou episod din seria The Road to Glory și astăzi primim pachetele de la Division Rivals. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de Ultimate Team, frate. Astăzi avem niște pachete interesante. Avem 13 pachete la număr cu ghinion așa puțin. Însă o să le mărim așa puțin pentru că luăm și premiile de la Division Rivals. Divizia 5 aici, rank 1. Ce primim? Primim Jumbo Premium Gold Players, Rare Gold Pack și Jumbo Premium Gold Pack. Însă o să luăm varianta în tradable să avem cât mai multe pachete pentru content, desigur. Ok, și mergem mai departe cu un gold pack, dar cred că avem și player pick-uri. Avem un player pick aici, unul din 375 plus, că toți trebuie să fie sub 80. Hai să vedem ce ne dă, frate. Și da, vine Hoffman de 83 pe care o să îl luăm. Mergem mai departe cu gold pack-ul ăsta minunat, 12 iteme, unul rar, Argentina, right wing, nu este Messi, este de la Sevilla, de Ocampos ăla, cred, nu? No. A, nu, e la Mela. Următorul pachet, premium gold pack, 12 iteme, 3 rare, probabil să nu prinde niciun jucător rar și avem Olanda încă o dată. CB poate Van Dijk? Nope. No, era bun Van Dijk, îl vindeam pe al meu. Și vine Bodman, frate. 83 are, e decent. De Jumbo Premium Gold Pack-uri avem 3 d-astea, frate. D-astea sunt cele mai slabe pachete din joc, mă jur că sunt mai slabe decât alea de 7500. Ok. Ok, right back, este de la Bilbao, cred că e Di Marco, nu știu cine. De Marcos, frate, nu Di Marco. Di Marco cred că joacă la Inter. Ok, încă un Jumbo Premium Gold pe cel mai slab pachet din joc, cel puțin la mine, frate. Germania, Chame, Havers, probabil de la Arsenal, nu, e de la Bayern, poate Musiala sau Müller. Nu, vine Müller, 84 Müller, vine Jokerul. Vine și Mudrik, în rest nimic interesant. Haide mă, uimește-mă și pe mine Jumbo Premium Gold Pack. Dă și mă odată ceva bun să nu mai zic de tine că e slab. Ok, avem Anglia, Striker, hai cu Harry Kane, te rog. No, de la Aston Villa, 82, cât are, 81. Da, vine Watkins care are chiar 80, frate. Ok, și acum încep să apară pachetele bune, avem chiar pachete bune, băieți, aici. Începem cu Premium Gold Player Spec, avem două, frate, două în tradable, 80 plus garantat în astea, 12 jucători, 3 rari. Deci avem potențial la pachetul ăsta. Ok, și vine Anglia încă o dată, left back, cred că e Luke Shaw, nu? Da. Mi l-a dat pe Luke Shaw anul ăsta de foarte multe ori și în continuare văd că vrea să mi-l dea. Vine Blundell de data asta, dar și pasta tot la fel de des. Încă un premium gold player spec, haide frate, vreau și eu un 86 din pecul ăsta dacă se poate. Oh, nu, e Dzeko, care și Dzeko cred că a picat de 10 ori cel puțin în FIFA ăsta. Deci premium gold pecurile n-au fost norocoase, din păcate. Așa că mergem la un prime gold player spec, frate, untradeable. 12 jucători, 6 rar, 82 plus garantat. Asta sigur dă walkout, eu așa zic. Prind destul de bine la pachetele de genul. O, Franța, goalkeeper, e de ăsta nou? Nu e mai nean și în spate are un de ăsta nou. Ia, stai așa. A, nu mă, e în form, e Giroud. Bă, totuși e bine pentru că putem să băgăm la SBS-uri de alea cu 83 ori 10. Da, vine Giroud, am crezut că e de la nou. Mamă, dar costă ceva Giroud. Ha, păcat că nu e tradable, bă. Da, acum hai să-l folosim la SBS-uri. Chiar sunt buni informii că putem să mai facem 83 ori 10. După cum puteți vedea, avem două aici. Și mergem mai departe la... ce mergem? Un 80 ori 5, frate. Hai că mergem cu 80 ori 5 ăsta. Din nou, untradable. 5 jucători, 80 plus. Deci are chiar potențial pachetul ăsta și nu prea are că vine încă o dată Dzeko. Ok, Dzeko încă o dată, îl mai dăm, frate, pe Dzeko ăsta de 10 ori. Ok, hai că merg cu rare gold pack-urile astea de le-am primit la Division Rivals pentru că sunt chiar slabe, frate, și n-avem ce să facem cu ele. Niciodată nu mi-a dat din ăsta ceva bun. Și avem Davis, nu e Davis, nu, că Davis are card de la special. Vine de la Lyon, habar n-am cine e. Vine Giles. Până acum niciun knockout, băieți. Poate acum vine din rare gold pack-ul ăsta. Haide mă, un knockout, vreau să văd și eu, frate. Dă și mie ceva. Anglia, right back. Nu e Walker, e Trippier 100%. Eram sigur. Niciodată nu pică Walker. Trippier are rating mai mare, dar are șanse mai mari să pice decât Walker. Nu înțeleg cum. Adică înțeleg de fapt că cei de la eSports fac să pice așa, dar vine încă o dată Trippier. Ok, pare mare el pe copaningul ăsta până acum, să poate ne salvează pe final, frate. Mergem cu pachetele astea tradable. Avem prima oară un premium mix player spec, jucător rar, dar avem 4 gol, 4 silver, 4 bronz. Nu e cine știe ce. Algeria, left back, e clar că e slab. Am rău de tot pachetul ăsta. Așa că mergem la un prime mix player spec, 12 jucător, 4 gol, 4 silver, 4 bronz cu 6 rari. Din păcate nu avem nimic garantat în acesta, dar poate dă ceva până la urmă. Croația, CF, Kramaric, cine e ăsta? Da, vine Kramaric. Rare Electrum Player Spec, bă, ăsta mă salvează. Știți cu toții că dă mereu walkout-uri din astea. 6 gol, 6 silver, toți rari, 82 plus garantat din ăsta dă walkout. O să bag mâna în foc. Ok, Portugalia, CDM, nu dă.
Vine Ruben Neves. Hai că mi-am ars mâna asta cum ar veni. Ok, mergem cu un 83 ori 2, frate, 12 83 plus. Dacă nici din ăsta nu dă walkout, eu mă las. Croația, CM, iar Modric, wow. Păi vere, mi-a picat Modric de 100 de ori în săptămâna asta. Ce se întâmplă? Ce mi-l dă numai pe Modric la walkout-uri? Bă, m-am săturat de Modric ăsta, l-am văzut prea des. Hai, du-te la Quixel. Ok, Jumbo Premium Gold Plus. Bă, măcar am luat walkout, deși n-avem ce să facem cu el, că am dat Quixel, că l-avem de 10 ori. Jumbo Premium Gold Players, 24 de jucători, 7 rare aici de la premiile de la Division Rivals. Și avem Ungaria, goalkeeper, cred că este Gulakshi, da, de la Live. Ok, vine Gulakshi. Și Thiago Silva de asemenea, da, trebuie să-i dăm Quixel. Încă un Jumbo Premium Gold Players, frate, dă măcar un inform din ăsta, te rog. Anglia, Ciame. Vine de la Chelsea, cine naiba e ăsta, mă, vere. 84, slab rău de tot, Kirby. Ok, și singurele pachete care ne pot salva sunt astea, 83 ori 10, aici e aproape garantat walkout, n-ai cum să dai greș cu acestea. 10 jucători, 83 plus, haide mă că aici n-ai cum să nu zici nu. Dăm ceva ca lumea, Spania e clar că e slab. Cine naiba e? Parejo 86, mă, pe bune. Nici măcar double walkout, da, Parejo pe care cred că îl mai am. A, ba, nu, e bine că nu-l mai am. Oh, stai, ce? Dar ce fac eu cu curtoa asta? Asta e întrebarea, că îl mai am odată duplicate. Da, o să-i dăm Quixel, poate îl recuperăm după, nu știu, cred că o să-l recuperez, deși așa am zis mereu și n-am recuperat niciun jucător. Și depinde dacă am să fac sau nu un SBC. În fine, pică curtoa, ceea ce e bine, dar nu prea. În fine, încă un 83 ori 10, frate, hai să vedem cum va fi ăsta. Și prindem și noi un knockout șmecher. Ok, nu, cred că prindem, cred că e Rapinoe. Nu e Swanson, dar avem double lockout, cred. Nu? Cine este? Ah, e Cobalt. Bă, măcar avem double lockout. Pe Cobalt nu-l mai aveam, nici pe fata asta nu-l mai aveam. Deci măcar avem double lockout în pack opening-ul ăsta. Bine, și grilli, și e bine că nu avem mulți duplicate și putem să-i băgăm în club. Mamă, uitați-vă că s-a făcut un inform de ăsta, vere, cât a ajuns un inform, 50 de mii, un inform simplu, ești nebun. Bă, și vreau să mai fac și eu niște 83 ori 10, însă, oricum o să facem unul, că l-avem pe girul ăla. Așa că mai mergem și mai facem un 83 ori 10, poate în ultimul avem noroc. Și haide mă, să mă lovească norocul din ăsta, te rog eu. Și? A, e Kvaratskhelia, nu? Da, Kvaratskhelia, din păcate, de la Napoli. O, dar stai că avem double lockout. Și? Ederson, bă, dar mai am o dată, vere. Băi, vere, dar numai duplicate-uri. O, dar avem inform, ceea ce e destul de bine, frate, pentru că mai putem să mai facem încă unul. Dar trebuie să-i dăm Quixel lui Ederson. Și cred că o să fac cu Modric, Ederson și Curtoala de l-am luat astăzi. O să le dau un recover și cred că o să facem un base psycho, nici nu știu ce să fac cu ei. Dar până atunci mai mergem și mai facem un 83 ori 10, că n-am luat inform și e bine. Poate mai dă un inform să mai fac încă unul, nu? Să-l fac și eu pe ultimul. Ar fi chiar decent. Deși cred că o să-mi dea 85, că mi-a dat două walkout-uri la rând, două double walkout-uri chiar. Cred că acum 25 cel mai probabil. Ia să vedem. Aoleu, Costa Rica, da, e ăsta, Navas, 85, am avut dreptate. Oho, dar avem două informi, încă o dată Giroud și încă șavelier ăsta. Deci mai putem să mai facem unul, bine mă. Ok, încă un 83 ori 10, ultimul pe care pot să îl fac, frate. Deci ar fi al cincilea din clipul ăsta. Până acum n-a picat nimic spectaculos. Dăm și eu un Neymar de la șmecherul de tot. Ok, cred că avem de ăsta, cum se numește, Thunderstruck de ăsta. Ok, avem Giron acolo, dar avem pe Tsigankov 85. Bă, nu, eu au însă măcar avem Thunderstruck. Și în spate încă un inform, băi, vere, bine rău de tot. Da, băi, și dacă să-i pierd pe Ederson, Courtois și Modric, mai bine nu-i bag eu la SBC-ul ăsta cu Icon. Adică, da, băi, ne încercăm norocul, nu prea merită, dar decât să-i pierd degeaba. Și e că o să ne ducă destul de ieftin Iconul ăsta. Așa că, hai să ne încercăm norocul, frate. Da, băi, și am reușit să fac aici frumos și base Icon pack-ul ăsta. Poate avem noroc, deși eu la astea n-am deloc noroc, îmi dă numai jucători de aia slab rău. Ok, totuși mai deschidem pachetele astea primar, small rare mix players pack ăsta. Ok, Anglia goalkeeper, cred că e Pickford. Multe pachete deschise astăzi, băieți. Ok, le dăm frumos Quixel. Și mai avem rare mix players pack ăsta cu 81 plus garantat. Ok, Anglia goalkeeper, încă o dată Pickford, da, încă o dată Pickford. Care erau șansele? Da, băieți, base icon player pack. Hai să vedem orice jucător icon poate pica, poate pica Eusebio, Ronaldinho, toți aici makerii pot pica, frate, însă mie o să mi-l dea pe cel mai slab posibil. Așa că hai să vedem ce ne dă, nu mai facem ruletă, o să mai facem altă dată ruletă, oricum astea am deschis multe pachete și ar fi episodul mult prea lung, așa că hai să vedem ce ne dă la base icon player pack-ul ăsta. Și avem Portugal Eusebio, Figo,
Nu? Cred că Figo. Bine, mă, bine. Bine, Rodo, tot Figo. Dar o să trebuiască să-l înlocuim pe Salah, băieți, însă Figo e mare win, băieți. În sfârșit avem și noi noroc la Icon Player pack-ul ăsta. Nu e el cel mai scump icon, însă chiar e bun, chiar e bun. Cât costă Figo de curiozitate? 300 și ceva de mii. Oricum am băgat doar fodder în el. Cam atât, cred că ar costa și base icon player pack-ul ăla. Deci eu zic că e win, băieți, Figo. Și parcă îmi pare rău de Salah ăla oare. Poate să joace Salah atacant, ar fi bine. Dar din păcate este doar right mid, frate. Poate varianta inform să fie și atacant. Însă n-avem bandă la inform. Așa că îl băgăm aici pe Figo și cu Figo facem full chem aici în locul lui Salah. Echipa chiar arată bine. Bă, dacă putea să joace De Jong CDM sau măcar Ramirez CM, era perfect, însă amândoi au poziții fixe, frate, că jucam așa dacă era. Dar din păcate o să trească să-l scoatem pe Salah din echipă. Singura soluție ca să joace și Salah, cred că e să îl luăm pe la inform. Ăsta poate să joace, ia, dar nici ăsta nu poate să joace. Dar în fine, echipa o să arate așa, frate, oricum arată bine și așa echipa. Și este vremea să mergem să jucăm calificările la Foot Champions aici. Pe Salah oricum o să-l vindem, o să mai facem niște bănuși și vedem ce upgrade-uri mai dăm la echipă. Ok, Van der Sar, Cannavaro, Philip Lahm, Bellingham, echipă bună pentru oponentul ăsta, frate, și are sigla celor de la CFR Cluj. Ah. Mamă, ce gol mi-a dat ăsta aici, nebun, dar din nou cu pase de alea din lateral, că joc și eu tot așa dacă joacă și el așa. Da, și e pauză și nu prea am ocazii cu oponentul ăsta, nu știu, se apără prea bine, frate. Dar oricum meci e foarte închis, se vede că care sigla lui CFR Cluj, că e foarte, foarte închis meciul, câte un șut din fiecare parte. Carvajal acolo, Griezmann, Messi, dai unde s-o dai, mă, să închide bine rău ăsta. O, Figo, oameni, cum se apără oponentul ăsta, nu cred, Messi, da mă, Messi, 1 la 1. Iar mă, așa, mă, frate, iar pase de-astea de n-ai cum să te apere la ele, mai are și kick-off ăla de la jută. Băi, VR, de ce nu mi-a selectat? De ce Griezmann a fost selectat acolo ca să pot să dau shoot cu el? Da, și meciul se termină, din păcate, pierdem. Chiar n-am putut să-l deschid deloc pe oponentul ăsta, s-a părat impecabil. Așa că începem destul de prost cu o înfrângere aici, însă poate reușim să recuperăm, să mai facem 4 victorii. Ok, Alisson, Eder Militao, Alaba, Veron, bar, echipă slabă, trebuie să-l batem lejer. Neymar aici? Haide! Bine, Rodrigo, 1-0. Oh, ce frumos, trece Neymar acolo la scurs și face 2-0. Ok, frumos, Griezmann cu dreptul, 3-0. Însă oponentul nu iese? Ba da, cred că iese. Ok, și oponentul se pare că iese, băieți. Ok, Alisson, Van Dijk, Ruben Dias și are apărare lentă, deci putem să profităm de chestia asta. Ok, ce frumos se demarcă De Jong și marchează 1-0. Bravo, băi, Griezmann, bravo, băi, ce frumos l-ai driblat pe ăla, 2-0. Ah, ce noroc are, dar în fine, 2-1. Ok, Rodrigo aici trece bine și marchează bine, nu mă așteptam la asta, 3-1. Hai, Griezmann! Mamă, ce gol era să dea Griezmann, mamă, cum era să intre ăsta. Ok, și este gol aici, clar, da. Oh, ce face Neymar acolo și marchează, l-a distrus, frate, l-a distrus pe Van Dijk. Griezmann trece bine și marchează 5-2. Neymar acolo, ce frumos trece și să face 6-2. Da, și meciul se termină, câștigăm lejer meciul acesta. Următorul oponent cu Schmeichel, oh, Mangala, Schmecher, mă, Schmecher echipa cu Sam Maximin. Mai flashback-uri are ăsta în echipă, da mă, da. Ah, l-are și pe Zidane, nici nu l-am văzut pe Zidane. Oh, și marchează acolo Sanchez 1-0, da? Haide mă, portare, că a fost pe tine 2-0. Nu știu ce caută Carvajal aici, bă, da, mutat perfect portarul, nu se poate. Băi, Vere, dar ce caută în loc să fie atacanții la finalizare? Sunt, frate, funda și nu cred. Penalti, cum n-aibă fault în atac, a fost penalti ăla. Ah, da, penalti, ok. Neymar acolo, bravo Neymar, se face 2-1. Ok, Griezmann, haide mă, pară, bă, frate. No, spațiu mare aici, este gol, da, Zidane face 3-1, în ultimul minut o să ieșim, frate. Ok, și avem 2 victorii, 2 înfrângeri, 6 meciuri rămase, mai trebuie să mai facem 2 win-uri. Ok, Tomori Araujo are echipă slăbuță, ar trebui să-l batem lejer. Haide, Rodrigo, bravo, Rodrigo, 1-0. Griezmann, poi vere, cred că e roșu, nu? Că e ultim apărător, dar nu dă roșu. A, ba da, lua roșu aici, Teo Hernandez. Ok, și oponentul se pare că iese. 3 victorii, 2 înfrângeri, mai avem o victorie de făcut, băieți. Ok, Van Dijk, Campbell, apărare bună, mijloc bun, atac bun. Griezmann,
Bravo, băi, Griezmann, finesul letal, 1-0. Figo? Bravo, Figo, 2-0. Neymar face 3-0. Easy. Oh, frumos, m-a făcut frumos. M-a trimis după țigări acolo, 3-1. Rodrigo, direct în blocaj. Carvajal face 4-1. Rămâne mingea la el. Figo, bar acolo, rămâne mingea la Griezmann. Avem noroc în meciul ăsta, se face 5-1. Da, și meciul se termină 5-1 și ne calificăm la Weekend League. Și hai să vedem ce prindem la pachete, frate. Bă, sunt pachete tradable, poate prind și eu ceva, cine știe. Hai să mergem prima oară cu rare gold pack-ul ăsta. Ok, cred că e Nunez, nu e Nunez. Este de la Tottenham, Bentancourt cel mai probabil. Care zici că e homeless acum. Următorul, încă un rare gold pack, frate. Și avem Brazilia, CDM, poate Casemiro. Nu, este de la Etihad, este Fabinho. Ok, și ultimul small prime gold player spec, 6 jucători, 3 rari în acest pachet minunat. Și avem Franța, left mid, este de la Stade Rennes, nu știu cine, este Terrier. Da, și cam ăsta a fost clipul. Bă, am prins un Figo care, sincer, nu mi se pare așa wow, adică ați văzut că am jucat cu el, nu e chiar wow, dar merge. Da, sper că v-a plăcut clipul, like, subscribe, eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!